Vaid Oberfeld, eu mi-e nobregat. Este o vreme de har, poporul meu. Prețuiți timpul acesta. Căci iată, zice Domnul, cei ce conduc lumea aceasta. Puterile cele mari, zice Domnul, vor sta împotriva adevărului prin legile care se vor da unele după altele și voi, zice Domnul, veți fi marginalizați, veți fi dați afară din locurile de muncă, veți fi, zice Domnul, scoși din rândul celor care, iată, se închină la alte lucruri. Din pricina mea și a cuvântului meu, zice Domnul, vă vor privi cu ură și veți fi, zice Domnul, arătați cu degetul, pentru că voi sunteți de vină și nu merg treburile așa cum trebuie. O, zice Domnul, nu te întrista, poporul meu, căci cel ce ți-a purtat de grijă până astăzi este același Dumnezeu. Eu pregătesc și hrana și eu pregătesc și apa, zice Domnul. Te-am purtat pe brațul meu până aici și ai să vezi lucrări mari, zice Domnul. Crede, nu te îndoi, căci eu sunt la lucru și am putere, zice Domnul, să mă împlinesc cuvântul. Dar vreau credință, zice Domnul, și ascultare din partea ta, poporului. Poporule, de aceea în seara aceasta, iată, ți-am făcut cunoscut planul viclean al vrăjmașului și ți vor pune înaintea ta, zice Domnul, aceste legi de împotrivire și dacă nu ești de acord cu ele, zice Domnul, te vor da la o parte. Dar să nu te îngrijorezi, că cel ce-i viu este veșnic și atotputernic. Amin, amin.